Victor Ponta a încurcat etapele prin care a trecut complexul energetic Oltenia. Întrebat de situația dificilă prin care trece compania, premierul a încercat să dea vina pe fosta conducere, dar a cam încurcat borcanele. Ca să evite întrebarea despre primele pe care minerii le pierd, Victor Ponta a spus că în 2012 CEO risca să fie închis, deși problema unității a început abia în anul în care la conducere a venit vicepreședintele PSD Gol. Înseamnă un singur lucru, că n-aș vrea să exagerez rolul pe care l-am jucat. Noi, guvernul sau eu sau cei de aici, dar acum un an puteam să ne trezim cu compania energetică Oltenia închisă. Așa încât, credeți-mă, că mă bucur foarte tare că am salvat-o, că e în direcția bună.